Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre favoritul galei din 10 septembrie 2023. Când credeam că s-a oprit robinetul cecurilor pentru Radu, după o săptămână în care va câștiga Robert, iată că din nou cecul îi va reveni tot lui Radu, ajungând astfel cred la al 8 cec câștigat în acest sezon, urmând să ajungă doar la jumătate de cec în spatele lui Robert la numărul de cecuri câștigate în acest sezon. le vin, el este fericit, treaba merge bine cu Cristina, ea făcând exact ce el își dorește, adică să nu facă cuplu, pentru că dacă ar fi un cuplu, ar fi nevoit să se tot sărute, iar după cum știm, el stă destul de prost la acest capitol. Chiar el a spus că ei nu avansează și bat pasul pe loc, dar ieri era fericit că totul merge bine între el și Cristina. Păi ori bat pasul pe loc, ori totul merge bine. De fapt, nu merge deloc bine, doar joacă amândoi bine rolul de îndrăgostiți, iar pe mine mă exasperează această situație între ei și mă mir că moderatoarea nu intervine pentru că nu este în regulă. Nu ai cum să lungești și să tragi de o situație deloc în regulă, ei fiind ceva de genul nici călare, nici pe jos. Acum ar fi momentul pentru o mică pauză. Suficient că să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut acest lucru. Selectând toate și apoi să dați și un like pentru acest vlog. Revenim la Radu și la Cristina. Oricare ar fi situația între ei, că se plac sau că nu se plac, oricum ar fi, ei își bat joc de noi. Dacă se plac cu adevărat, atunci e o bătaie de joc pentru că sunt într-un show matrimonial, iar ei, deși se plac, o tot lălăie de atâtea luni de zile. Dacă nu se plac, atunci iarăși este bătaie de joc, pentru că înseamnă că amândoi joacă de fapt un rol doar de dragul cecurilor sau al finalei. De data aceasta trebuie să fiu de acord cu Bianca când spunea că se încearcă împăcarea unor cupluri, chiar și atunci când nu este cazul, chiar dacă ea se referea la Lorena și la Laurențiu, dar consider că se poate aplica și în cazul lui Radu și Cristina. Și pentru încă aproape două săptămâni, situația dintre Radu și Cristina nu se va schimba, ei fiind în aceeași situație, jenantă din punctul meu de vedere. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc toate cele bune!